Hei, salutărător, și bine v-am găsit la Market Glory. Acesta este un fel zis un joc online, un joc de ăsta de web, care practic eu tot timpul joc, mai ales seara, așa în timpul liber, când mă plictisesc și mai ales când randez. Deci, ce face acest joc special? Că practic dacă vă uitați aici în atenție la el, pare a fi ceva alandala, nu? Stați și fiți atenți la acest video pentru că este important. De ce? Pentru că prin acest joc voi chiar puteți să câștigați bani 100% reali, fără glume, eu chiar nu vă mint aici, niciodată v-am mințit, pun doar lucruri de calitate și mai ales încă un lucru, doar așa, încep direct cu dovezile, că știu că noi românii așa suntem, vreau să văd dovada. Iar dovada cea mai clară, că nici eu să fiu sincer nu eram mare încrezător, până când colegul meu aici de gaming, CLD, care asta este contul său, CLD, se vede care și avatarul lui, CLD mi-a spus el de joc și el chiar a scos bani reali din jocul acesta. De exemplu, hai că vă și arăt aici la Euro Withdrawals. Mă rog, eu am site-ul în engleză, dar voi puteți să vi-l puneți în română de aici, vedeți? Ok. Deci, practic, CLD face asta de foarte mult timp, e registrat de ceva timp, se vede clar, doar că el intră așa din când în când, când are și el chef. Și, astăzi să vă arăt, Euro Withdrawals, el a extras în data de, în data respectivă de 2015, a 4-a, cred că ziua 15, el a extras 22 de euro. Deci el chiar a extras bani 100% reali din acest joc, care practic, cum v-am spus, este un joc. Totodată să vă arăt un exemplu mult mai șmecher, este tipul respectiv care scoate, fiți atenți aici în jur, uai de capul meu, 3000 de euro a scos aici, a mai scos 500 de euro, a mai scos 2500 de euro. Deci tipul ăsta scoate bani pe bandă rulantă, el fiind cel mai șmecher de pe site. Hai să vedem altul, poate mai ia pe pagina 5, să zic. Pe pagina 5, hai să luăm pe tipul ăsta din Italia. Tipul ăsta din Italia, hai să vedem. 40, 20, 40, 20, 20, 40, 40, 40, 20, și scoate constant. Adică ia uitați-vă pe zile, deci nu trece luna. Zile, pam, 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 pam. Deci, acum că v-am arătat că este real și chiar scoateți bani 100% real din acest joc, vreau să explic jocul, pentru că poate acum unii dintre voi care ați mai rămas să vedeți videoul încă sunteți curioși despre ce este vorba cu acest joc. Acest joc este puțin mai așa, mai pe strategie puțin tel, cum v-a spus. Totodată e o strategie și economic. Deci totul e de strategie și economie și să știi să-ți calculezi pașii. Totodată recomand linkul din descriere și linkul din comentarii. Că tot așa aș vrea să-mi fac, cum v-a zis, așa o armată pe jocul ăsta, cum eu mi-am și ca noroc am prins numele de Deadly Gaming pe acesta. Și vreau așa să-mi fac o armată pe jocul ăsta și să fim așa ceva gen legionar pe acolo, așa o armată solidă, să merem în războaie și minuni. Da, din câte vedeți, și tot felul aici de războaie, cum ziceam, war, și de asta vreau așa să fim cât mai strong. Bun, deci, poate unii dintre voi știți cum este cu jocul acesta, pentru cei care nu știu, desigur, am să vă explic chiar acum. Și eu sunt cu contul la început, pentru că celălalt cont care mai avea mai de mult un cont, dar se pare că la ba fășteți, ba mă rog, nu intrăm în detalii. Deci, la început este foarte greu, trebuie să recunoaștem, pentru că hai să fim serioși, chiar și în YouTube nu câștigi bani așa pocnind din degete, trebuie să aștepți și trebuie să, cum să zic, să-ți crești. E ca și cumva la fermă, îți cumperi un porcușor mic. Nu un adol și tai să-l vinzi în piață. Trebuie să știți, crește, poate face pui. Nu, din pui vinzi. Știți ce vă zic? Este o chestie de așteptare, dar așteptarea, credeți-mă, va plăti foarte șmecher. Deci, la început, totul este să cumpărați aceste ziare care, culmea, că ziarele respective îți dau energie. Ziarele respective îți dau energie și cu cât ai mai multă energie, cu atât tu poți să primești mai mult de la muncile respective, care sunt alandala, zilnic se schimbă, asta nu contează, voi o să lucrați aici și totodată cu cât o să avansați mai încolo și o să aveți mai multă energie, mai multă experiență și desigur productivitate mai mare, cu atât normal o să fiți plătiți mai mult.
Câteodată, de exemplu, cum v-am arătat unii, de exemplu, doar prin faptul că ei dau butonul, simplu că apasă butonul acesta de work, desigur, asta fiind după nu știu câte luni de zile. Dar depinde și de activitatea voastră. Asta e un lucru foarte important să ținem minte aici. Activitatea voastră contează enorm de mult în acest joc. Și, de exemplu, mulți, dacă dau pur și simplu click-ul ăsta pe work now, ei primesc câteodată și 50 de lei și 100 de lei, așa pur și simplu că dau work. Pentru că aici este o strategie imensă. De exemplu, voi după un timp, să zic că aveți mulți bani, poți să-ți faci o companie, de cafea, cafeaua, tu îți angajezi muncitorii, după aceea tu chiar faci cafeaua aia, iei produsul, angajezi muncitorii, faci cafeaua, o vinzi și recâștigi bani. Dar îți trebuie licențe, îți trebuie acte, avem aici cu guvernul, avem tot felul de restricții, de taxe de plătit și toate tâmpenile astea care sunt o grămadă aici. Poți să-ți cumperi casă, mașini, arme, mașini, cred că am zis asta deja, armură, haine, incredibil de multe, e un picuț așa ca și o viață reală, că poate știți unii dintre voi că părinții voștri poate au anumiți bani, pe lângă că îi pun în bancă, mă rog, aia nu contează, să zic că investesc, de exemplu, cumperi un apartament, desigur, bagi o grămadă de bani în apartament, dar cu timpul, cu chiriile, îți recâștigi banii pe ăla și apoi ție practic apartamentul stă pe zero, dacă mă înțelegi, că ți-ai recâștigat banii în chirie și după aceea tot ce urmează după e profit curat. Cam așa e și cu muncile astea dacă îți faci companie, mă rog. A, nu neapărat, poți să iei și cealaltă parte, cum v-a zis, cum fac mare parte dintre oameni de pe aici, că doar lucri și după aceea îți extragi banii câștigați. Cum a făcut, de exemplu, și CLD, care el îmi zicea că doar pur și simplu zilnic el intră și face work-ul. Pur și simplu intră, face un work, nu s-a dat mare importanță. Eu încă am dat importanță pentru că de fiecare dată contează să faci aceste bătălii. De exemplu, începi cam din ziua a treia, aș recomanda eu, sau poate a doua, să începi și să faci aceste fight-uri. Referral fight. Și da, aici și de 10 ori max. Dar tot cel mai important e să ai energie. Energia, cum ziceam, poate fi obținută din aceste ziare, care le puteți cumpăra aici, scrie cât costă. Eu recomand ziarele să cumpărați timp de prima săptămână. Și după aceea, după o săptămână, deja puteți să mergeți aici la Rocker Market sau la magazin, cum este trecut în română, și vă cumpărați, de exemplu, lapte, care sunt de diferite calități, care desigur costă mai mult, dar totodată și dă mai multă energie. Dar fie asta va fi mult mai încolo. Oricum, credeți-mă, primul startui, că după aceea te prinzi ușor de joc, cum se lucră cu el și cum se joacă. Și totodată vreau să vă și zic să dați... Să vă faceți contul pe linkul de mai jos, că totodată trebuie să recunosc că m-a ajutat și pe mine dacă faceți contul pe linkul respectiv al meu. Oricum, dacă nu și vă faceți fără linkul respectiv, veți plăti taxe la admin. Așa mai degrabă mă ajutați pe mine să-mi fac respectiva armată, din câte vedeți aici. Oricum, plătiți taxe la guvern sau la admin. Deci tă nu scăpați de respectiva taxă. Așa mai degrabă mă ajutați pe mine, cum v-am spus. Eu sunt un om... cinstit, vă spun asta pe față, nu o ascund. Deci, totodată se strâng bani și din bani ăștia poți să iei aur. Investești bani în aur, cu aurul, de exemplu, poți să-ți faci, să-ți cumperi anumite tot felul de imobiliare, de afilieri, marketuri, cumperi cote de investitor în anumite companii, îți faci tu o companie, tot felul de chestii. Jocul ăsta e chiar și global, poți să mergi pe global. Gândește-ți că îți faci o companie care devine cea mai tare în România. Și tu, dacă reușești să faci compania aia să meargă cum trebuie, dar desigur va trebui să și investești, și reușești să scoți o grămadă de bani cu compania aia dintr-un joc, ce drept, este greu, trebuie să recunoaștem, dar se poate, dacă reușești să faci compania atât de bună, încât compania aia dintr-un simplu joc, cum îl și vedeți voi aici, poate să vă confere o grămadă de bani, câteodată și 500 de euro, ați văzut și pe ceilalți pe care v-am arătat mai înainte, care scot tone de bani. Nu lunar, câteodată și zilnic, așa pe săptămână. Contează mult activitatea, desigur. Și desigur luptele în arenă, în războaie și desigur aceste referral fight-uri. Și desigur să faceți muncile respective aproape zi de zi. Deci așa asta contează destul de mult. Oricum, dacă o să fiți interesați de acest joc și desigur o să vă mai intereseze și o să-mi scrieți comentariile de mai jos că da, vreau să...
chiar vreau să testez acest lucru, mi-a făcut cont pe linkul tău, eu vă mulțumesc pentru acest lucru și totodată, dar aș avea nevoie de ajutor. Așa eu aș putea să fac anumite tutoriale, de exemplu, anumite tutoriale în care să vă arăt cum se joacă jocul și totodată mai încolo, ce drept mult mai încolo, am să vă și arăt un video în care eu extrag banii din acest joc. De exemplu, cum vi l-am arătat mai înainte pe CLD, vi-l mai arăt odată. CLD, prin simplu fapt că doar Star și-a dat zilnic, deci zilnic a intrat, a dat pe work, el a câștigat 22 de euro. Deci 22 de euro chiar i-a scos pe PayPal, nefericit omul din numai. Deci, da, chiar merită și chiar e pe bune această treabă. Dacă chiar te implici în jocul ăsta, poate și dacă investești și dacă îți faci, cum a zis eu, companii, chestii, de exemplu, poți să cumperi aur. Ia, acum acele de are 256 de lei aici pe joc și nu știu cât aur aici, 5 și 89 de eurocenți. De exemplu, poți să iei euro sau aur. Știți la unde-i? Stai să căsesc, vă arăt dacă găsesc, cât de repede pot să găsesc respectivii bani. De exemplu, stock-ul, market share-uri. Aici cred că e transaction list, ăsta e. Așa, mă rog, nu știu dacă e aici faza, dar oricum nu, astea sunt share-uri. Oh, vai, îi plin jocul ăsta de nebunii, de câte se și vede. De exemplu, știu că vă puteți duce într-un anumit loc să vedeți banii, desigur, să vedeți banii. Care, de exemplu, puteți, ca și în viața reală cu lei, să cumpărați în ziua X euro cu aurul. De exemplu, iei aurul, cât să zic, iei un aur, cum v-a zis, un kilogram de aur, la prețul de, mă rog, un exemplu, de 200 de lei. Și voi dacă stați cu aurul ăla și dintr-o dată vedeți un boom economic și aurul dintr-o dată crește în preț, tu poți să vinzi aurul ăla și tu ai investit 200 de lei în aur și tu poți să scoți înapoi, cât zic, 300 de lei din aurul ăla, doar că ai stat cu aurul ăla în cont și nu știu ce, sau poți să rulezi. Jocul e complicat, e economic, dar e totodată e al dracului de fain și ușor și să scoți bani. Deci, totodată, sper că v-a plăcut acest video și că ați înțeles în mare parte despre ce este vorba. Nu sunt eu cel mai bun la tutorare, dar credeți-mă pe cuvânt că vă spun, v-am arătat și demonstrația mai dinainte cu cele de care chiar a scos bani. Poate cele de, dacă te uiți, vei zice și tu în comentariile mai jos chiar că ai scos bani. Și da, dacă aveți întrebări, puteți să le puneți comentariile de mai jos. Nu uitați, linkul este în descriere și totodată mai am linkul într-un coment acolo mai jos. Dați click pe ăla și vă faceți un cont. Și da, reușim și noi să ne facem acolo o armată hăpt, 100% șmecher românească, merem în luptă și facem toți mulți bani. Uite ce stas ar fi. Dar, oricum, cam acesta a fost acest video foarte interesant care, în opinia mea, să fiu sincer, dacă tot stăm de multe ori plictisiți și unii dintre voi poate vă încă jucați anumite jocuri pe Facebook, cum era la popular la un timp ăla cu ferma, nu mai știu cum îi zice ăla pe Facebook, cu ferma, Farmville, parcă așa ceva, sau Pokémon, nu mai știu ce dracu de jocuri mai erau acolo pe Facebook. Și, mă rog, jocuri de acestea, sau The West, de exemplu, eu mă mai joc The West câteodată, jocuri de astea Hăpt făcute de plictiseală și să n-ai, că n-ai ce face și parcă nici chef de joacă nu ai să te joci jocuri grele. Eu zic, vă recomand acest joc, că dacă tot vă jucați și tot aveți timp liber, credeți-mă, dacă îl implicați tot timpul și totul în acest joc, câștigați o hordă de bani. Și credeți-mă, chiar e pe bune treaba, nu degeaba repede atâtea ori. Logica setului este foarte faină, ei își fac bani pe lângă prin reclamele care vor fi aici colo, ei câștigă bani pentru că mulți donează, mulți investesc bani înapoi în joc din câte se vede și aici și mai ales din faptul în care unii, cum am făcut eu, că am intrat pur și simplu pe respectivul set și mi-am făcut account, foarte mulți din banii mei se duc la guvernul lor și respectiv la admin. De asta zic că mai degrabă faceți contul pe linkul care vi-l dau eu, ca așa măcar eu cumva îmi revin și mie puii mei, cât să zic, 0, 10, ia, vedeți aici cum este la lei, eu primesc poate de pe voi un 0.10 RON, adică practic 10 bani.
Deci eu câștig mag, cred că maxim de până la voi vreo 10 bani. Deci stați liniștiți, nu o să fiu miliardar peste noapte. Doar că mai degrabă, știți cum suntem noi români, mai degrabă dăm bani la altul decât să dăm bani la guvern. Deci de ce să nu o facem și aici? Oricum, clar, puteți și voi să intrați așa ca și membru în politică, să fiți, de exemplu, politicieni, mai știu eu ce nebunii din câte vedeți aici, a, Cristi, nu știu cum, este o grămadă. Candidați, o grămadă, cred că o să fie și acolo astea de mea. Boom! O hordă de candidați, tâmpeni, analitici, marketuri, putem intra la global marketing, putem intra la financial marketing. Deci aici e financial marketing, aici vreau să zic cu cât cumperi euro, cu cât vinzi gold-ul ăia, de exemplu. Ia uitați-vă, cum v-am zis eu. Tipul respectiv de aici, așa, deținută de Jon Snow, a vândut atâta aur pentru respectiv, să vedem, na, mă rog, a vândut atâta aur și a câștigat, nu știu, 10.41 euro sau cea de genul, așa, și uitați-vă cum a crescut. Bam! S-au cumpărat, cred că aici e cumpărat. Da, da, din Golden Run. Na. Vedeți cum ziceam, câteodată crește, câteodată scade, deci e și o chestie de asta de economie, care e destul de importantă să știi când să cumperi, când să vinzi și toate cele. Oricum, haideți că deja lungesc videoul pe de-am pixul. Sper că m-a făcut înțeles și credeți-mă, încă o dată zic, chestia asta e 100% pe bune, hands down. Poate încă unii dintre voi de aici din public jucați acest joc și chiar că ați și extras bani din el și puteți spune cu adevărat că da, mă, chestia asta e chiar reală. Și da, cam atât. Sper că v-a plăcut acest video. Eu, ca de obicei, doar am făcut acest video încât să vă zic de acest joc și este o modalitate de a face bani, dar încă o dată spun, trebuie multă, multă răbdare și, desigur, multă, multă muncă, cum este, desigur, și în YouTube. Oricum, ne auzim pe data viitoare. V-am mai oferit de aici o mega schemă de a face bani pe lângă YouTube, care este mai greu. Oricum, ne auzim pe data viitoare. Nu uitați să vă faceți click pe linkurile de mai jos. Ne auzim, numai bine, vă doresc curaj la gară. Bye, bye!